Dar, din păcate, doar un punct în seara asta. În seara? Da, din păcate, cât eu, atât și echipa suntem foarte dezamăgiți. Prima repriză am controlat-o total, a doua repriză am început foarte bine, multe ocazii. A fost momente în care puteam să facem mult mai mult. Probabil din cauza că nu ne-am folosit momentele, Dumnezeu ne-a pedepsit. Au avut un șut pe poartă, un șut periculos și ăla a fost gol. Din păcate, doar un punct azi. Însă, na, deja totul e consumat. Privim cu pozitiv în viitor și trebuie să ne facem concluziile și acum e pauză de 2 săptămâni. Ne pregătim serios de cele 8 meciuri care au rămas, fiindcă orice punct e foarte important în play-out. Pică bine pauza asta? Ați început prima etapă, pauză și după aia se pot întâmpla multe și pozitive și negative în pauza asta. Vreau să cred că ne pică pozitiv, nu vreau să privesc negativ lucrurile. Cap limpede de 2 săptămâni de antrenamente. O să ne uităm la video, o să analizăm, o să vedem la ce avem de lucrat mai bine și sunt sigur că o să revenim mai puternici după această pauză. Vita, cât de grea e lupta asta pentru, nu știu, pot să zic, pentru, în cazul vostru, evitarea retrogradării? Vă gândiți la așa ceva? N-aș vrea momentan să mă gândesc la evitarea retrogradării, dar, nu știu, trebuie să fim conștienți și trebuie să fim realiști, să înțelegem unde suntem la momentul actual. Și la momentul actual suntem la câteva puncte de locuri retrogradării. Așa că, nu știu, nu-mi place să numesc lucrurile așa, dar trebuie să scoatem puncte din fiecare meci și trebuie să începem să câștigăm meciurile, pentru că jucăm bine, avem ocazii și într-un final luăm gol tot pe greșelile noastre. Deja nu e prima dată când se întâmplă așa. Și acum, cât nu-i târziu, cât au rămas meciuri, trebuie să scoatem maxim, pentru că după, foarte greu. Te-am văzut foarte nervos, mai ales la final, la acea fază din colțul terenului, da, când ți-ai luat și galben. Da, mi-am luat și galben, emoțiile, acum poate îmi pare rău, dar n-a greșit domnul arbitru acolo, i-am luat fața la apărător, a jucat în minim, a lovit și în picior și na, în loc să-mi dea mie fault în atac, în apărare mea lui fault în atac. O fază în minutul 90 care, cine știe, domnule, poate dădeam gol, orice fază importantă. Vitalie, jocul tău bun anul acesta a tras atenția mai multor oameni din fotbal. Mai devreme Mihai Stoica spunea despre tine că ești un jucător important pentru voluntari, cu execuții, cu travaliu, cu... Te flatează astfel de lucruri? Te gândești că în viitor vei putea face pasul la o echipă mai mare? Da, normal. Nu e ca și cum n-am... Cum să zic? Normal că mă gândesc la viitor. Dar fiecare dintre noi fotbaliști își dorește ceva mai mult. Își dorește să joace într-un campionat mai bun, cu condiții mai bune, cu... Nu știu. Ne gândim la un viitor mai bun, dar... În același timp, eu sunt momentan la voluntari și sunt fericit să fac parte din această echipă și sunt fericit că mi-am găsit continuitatea aici. Așa că rămân concentrat pe ce am de făcut aici și deja la sfârșit de an tragem linia și vedem. Ok, mulțumesc frumos!